Bună seara, dragii mei! Așa cum spune poetul, cărțile sunt cu încă cu miros de cerneală. V-am promis că vă fac o surpriză. Mai înainte am venit de la Iași, din frumosul târg al Ieșilor, cum îmi place mie să spun. Am adus primul tiraj de cărți. Doresc din toată inima să-i mulțumesc în primul rând bunului Dumnezeu că m-a zămișlit cu această frumoasă artă. Vreau să le mulțumesc răposaților mei părinți care cu siguranță de acolo de sus mă urmăresc și sunt mândri de mine. Țin să mulțumesc din toată inima mea și din tot sufletul meu familiei care mă susține în totalitate în ceea ce fac. Vă mulțumesc vouă, dragi prieteni, mulțumesc sponsorilor care m-au ajutat să ajung până la momentul acesta. Mulțumesc iubitorilor de artă, iubitorilor de Dumnezeu, celor care au cumpărat din frumoasele mele lucrări și stau la loc de cinste în casa domniilor lor. Mulțumesc și celor care vor achiziționa câte o lucrare de la mine. Vă doresc tot binele din lume, sănătate, fericire, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, dragii mei, și întreaga Românie.